ne urma de ruși pe can. Hello! Bine v-am găsit în sfârșit la un clip nou! Nici nu aveți idee cât de mult mă bucur că am reînceput să filmez și că sunt așa în formă pentru o nouă serie de YouTube, ca să spun așa, pentru că am mai multe anunțuri în clipul ăsta și o să fie un clip foarte lung. Luați-vă o cafea, luați-vă ceva de ronțeț, hai să stăm la povești, că a trecut ceva de când am venit cu un clip nou și fresh și proaspăt la voi și o să avem multe de povestit. Dar prima dată să facem anunțurile pentru cei care nu apucă să rămână până la finalul clipului, și anume, numărul 1, am revenit, gata, s-a terminat cu repostările, s-a terminat cu clipurile repostate. Am revenit, de acum încolo vom avea numai clipuri noi, nu mai postez niciun clip vechi pe canalul ăsta, o să vă explic imediat și de ce am făcut pasul ăsta, dar până acum, de când am deschis noul canal, am pus clipurile din ianuarie, pe care le-am postat din ianuarie și până acum, și le-am repostat pe canalul acesta. Și știu că pe unele v-a bulversat treaba asta și nu prea ați înțeles mișcarea și nu înțelegeați de ce dispar dintr-o parte și apar în altă parte, dar vă explic. Anunțul numărul 2, pe care cred că deja știți, dacă deja sunteți aici sau dacă vă uitați la mine în momentul de față, cred că știți sau ați observat, este că, gata, am închis canalul celălalt, închis în sensul că nu voi mai posta pe el și de acum înainte voi posta pe acest canal. Deci de acum înainte vom merge mai departe cu canalul ăsta, care are numele meu, este ca și celălalt, doar că este fresh, nou și proaspăt, ca să nu ne mai omoare YouTube-ul, să nu ne mai mănânce zilele. Anunțul numărul 3, foarte, foarte important, pe lângă faptul că am revenit cu postări, am revenit și cu Makeup Mayhem, pentru că este 1 mai și pentru că este o zi minunată și pentru că de câțiva ani încoace, ce știți bine că eu vă aduc seria asta în luna mai, o lună care de altfel mie îmi este foarte dragă, nu numai din prisma liliacului pe care anul ăsta îl am chiar în mai și chiar de ziua mea, ci pentru că este ziua mea și pentru că este o lună foarte frumoasă și de ani de zile, pentru cine nu știe, eu fac seria asta de clipuri care se numește Makeup Mayhem. Nu este invenția mea, este tot invenția lui Ingrid Nielsen și de câțiva ani de zile fac seria asta care presupune să postez în fiecare care zic cu număr impar, adică în 3, 3 și așa mai departe, da? Și asta avem și anul acesta și după cum ați văzut din intro, am intrat în pâine. Bun, și acum am terminat cu partea de anunțuri importante, hai să trecem la povești și la povestit efectiv. Ce s-a întâmplat? De ce Dumnezeu a luat pauza asta? Pentru că, după cum știți, eram foarte setată ca în luna martie să postez tot așa o dată la două zile și să am multe clipuri pentru voi și eram un foarte verb așa, vi se părea vouă, și la un moment dat am închis tot, am întrerupt tot pentru că am zis că gata, nu se mai poate. Ideea este felul următor, că anul trecut știm bine că n-a fost un an ușor pentru nimeni, deci nu o să mai vin cu speech-ul ăsta, că nu e, cazul este deja expirat. Dar dacă vă amintiți, v-am zis eu, cred că în ultimul Q&A sau nu mai știu exact când v-am spus treaba asta, cred că, bă, nu, în clipul ăla cu ce ne-a învățat 2020, cred că în ăla v-am spus că nu impactul, nu șocul imediat pe care îl provoacă, nu știu, un cataclism sau când ai o problemă. Nu accidentul în sine, când ai un accident de mașină, nu accidentul în sine este cea mai mare dramă, ci ce se întâmplă după accident, știi? Când stai și aduni lucrurile și începi să vezi de fapt care sunt efectele accidentului. Cam așa a fost și pentru mine cu 2020, adică 2020 a venit cu foarte multe lucruri și m-au lovit multe, dar nu neapărat impactul loviturilor ălora și-au pus amprenta asupra mea, cât efectele pe care le-am resimțit mai târziu. Și să fi fost și de la vreme, să fi fost și de la foarte multe lucruri care s-au adunat peste mine, să fi fost și de la oamenii din jurul meu, să fi fost de la toate la un loc, nu știu exact, dar la un moment dat am făcut un scurt circuit și am simțit că nu mai pot. Și a trebuit să rup ceva și a trebuit să mă opresc din a face măcar o parte din lucruri, astfel încât să-mi dau un reset. Și asta s-a întâmplat în martie. Martie pentru mine a fost o lună groaznică, de altfel, a fost o lună extrem de cumplită și
Eu v-am mai zis că oamenii depresivi, oamenii care au suferit de depresie, de adevăratele, nu ăștia de să vaită pe la televizor că mai sunt și am fost și eu depresiv când aveam 15 ani. Nu. Oamenii care sunt cu adevărat depresivi nu scapă de depresie niciodată și pentru mine chestia asta revine ocazional sau revine periodic, aproape ciclic de multe ori. A trebuit să mă opresc ca să mă liniștesc cu mintea mea cel puțin, pentru că ajunsesem într-un punct în care simțeam că mă lovesc toate din toate părțile, că toate cad peste mine și nu știam ce să mai fac. Poate din exterior nu pare nimic extraordinar, pentru că foarte des mi s-a spus chestia asta, că, sau foarte des îi văd pe oamenii din jurul meu că reacționează când le zic de ceva, reacționează ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și pot să înțeleg treaba asta până la un punct, dar mintea unui om care trece printr-o perioadă grea sau care are anumite anxietăți sau care trece printr-o perioadă depresivă procesează altfel lucrurile. Și s-au adunat foarte multe lucruri, cum am zis, martie a fost cruntă, o lună cruntă pentru mine, s-au adunat foarte multe lucruri și am zis, băi, nu mai pot, efectiv, nu mai pot, vreau să pun pauză și vom vedea mai departe ce se întâmplă. Ideea a fost că au venit și mai multe valuri de comentarii negative așa la un moment dat, exact peste perioada asta în care eu psihic mă simțeam foarte, foarte rău. Chiar ironia sorții face să, ca voi să-mi fi scris fix în perioada aia, îmi primeam mesaje de la voi, vai ce drăguț ești, vai ce radiez, Nico, vai dar ce radiant ești, și zic, bă, zic, cremele pe care le folosesc, bă, nu ies că, că au efect, pentru că starea aia de a radia era doar în exterior, doar voi o vedeați în exterior prin prisma clipurilor, pentru mine nu se vedea. Și știu să maschez foarte bine, adică am ani de zile de experiență în treaba asta, știu să maschez foarte bine stările astea și, cum ziceam, au venit și niște valuri din astea de comentarii negative și acum nu este vorba că pui la suflet ce zic alții sau nu este vorba că te lași afectat, dar sunt anumite lucruri care te enervează și să vină cineva, să știți cum e, să ai o lovitură, să ai o tăietură pe mână, oriunde pe mână și să vină cineva să te lovească peste mâna aia, chiar dacă nu te lovește peste tăietură, te lovește în altă parte, dar te lovește tot în mâna aia care e tăiată, tot te doare, știți? Chiar dacă n-are nicio treabă una cu alta sau n-au nicio treabă una cu alta, tot te doare. Și cam așa este, și cam așa s-a întâmplat. Au fost mai multe valuri din care știu, acum când mă uit în urmă, știu că pot să recunosc că da, au fost niște comentarii inutile, au fost niște chestii aiurea, dar sunt anumite lucruri care n-au cum să nu te enerveze, n-au cum să nu te deranjeze, n-au cum să te supere. Eu nu cred în chestia aia că pe mine nu mă afectează comentariile negative, când îi mai au pe câte unii, că zic, oh, pe mine nu mă afectează comentariile negative, m-am obișnuit cu ele. Nu e adevărat, nu te obișnuiești, niciodată nu te obișnuiești să fii înjurat, să ți se zică de rău, să ți se ureze de rău, să ți se critique lucrul la care muncești foarte mult, niciodată nu o să te obișnuiești cu chestia asta. Asta e o minciună, nu e adevărat, nu există așa ceva. Atâta timp cât tu muncești la un lucru și ții foarte tare la munca ta și la lucrul pe care îl faci, tot timpul te vor afecta lucrurile astea. Oricât ai zice că, vai, nu, eu am piele de crocodil și eu m-am obișnuit, nu e adevărat. Nu. Nu te obișnuiești niciodată. Poți, într-adevăr, poți să limitezi accesul lor către tine, dar asta nu înseamnă că te și obișnuiești. Și a fost o perioadă extrem de ciudată, nu doar pentru mine, dar și în univers. Deci, vă jur că de la sfârșitul lui ianuarie, să zic așa, până la jumătatea lunii aprilie, eu nu am auzit un singur om să zică că e fericit sau că e bine. Bă, dar unul n-am auzit și nu vorbesc numai de oamenii din jurul meu, nu vorbesc numai de oameni pe care văd la televizor la noi, nu vorbesc numai de oameni de pe internet, bă, vorbesc de oameni de pe partea ailaltă a lumii, din Coreea, din Japonia, de YouTuber, de artiști, de tot. Bă, toată lumea zicea că trece printr-o perioadă proastă, nu știu ce s-a întâmplat în perioada aia, dar la modul cel mai serios am simțit că absolut toată lumea e într-o gaură, așa, într-o nebuloasă, nu știu, toată lumea era... efectiv, nu vedeai pe nimeni care să zică, bă, mi-e bine. Și chestia asta cumva m-a afectat și mai tare, știți? Și m-am simțit, și a fost și vremea, că și aia a fost, că din decembrie și până la jumătatea lui martie, nu știu, a fost
Cel puțin pentru mine a fost cruntă vremea, adică a fost frig, urât, ploaie, întunecat, pe aici pe acolo, că am mai fost câte o zi cu soare, dar majoritatea au fost întunecate. Și a pus și asta amprenta asupra mea. Și am simțit nevoia, pur și simplu, să iau o pauză, zic, bun, ok, au venit și comentariile astea. Apropo de asta, începuseră să vină alte înjurături și alte comentarii, că unde am văzut eu comentarii negative? De ce creez dramă? Deși eu v-am spus că nu le mai las publice și nu le mai las și nu mai răspund la ele și nu mai bag pe nimeni în seamă. Și am decis pur și simplu să iau o pauză, să mă opresc, să respir, să dau un reset și vedem după aceea ce o să se întâmple. Știu că s-au bucurat mulți că m-am lăsat de YouTube sau că o să mă las de YouTube. Nu s-a fost problema despre de asta. A trecut prin cap, dar asta îmi trece constant prin cap, adică nu e, n-ar fi fost prima dată. Sunt multe momente în care îmi trece prin cap să mă las de YouTube, când mă frustrează niște lucruri care nu sunt apreciate cum ar trebui sau, mă rog, asta e altă discuție, dar întotdeauna sunt alte lucruri care cântăresc mult mai mult și care au mult mai multă importanță în ochii mei ca să mă pot lăsa. Apropo de asta, am avut cu Georgiana un episod la vreo săptămână și ceva după ce v-am anunțat că nu mai postez pentru o perioadă. Vorbeam cu ea și îi zicea că uite că nu știu ce și mi-o trântește cum are ea, stilul ei caracteristic, mi-o trântește și că e, te lași pe dracu, mă rog, au mai fost și alte cuvinte acolo, zice, nu te lași, că asta ești tu, asta face parte din tine, îți place prea mult și adică a înțeles perfect contextul și cumva mi-a dat un refresh discuția aia, știți, și am decis că da, e o pauză, nu e goodbye, e doar o pauză, pentru că într-adevăr îmi place mult prea mult treaba asta și îmi place mult prea mult să fac chestia asta și sunt mai multe lucruri ca asta, sunt la mijloc legate de starea mea psihică, nu doar ce vedeți voi sau ce apucați să vedeți voi pe mine, încă mă surprinde, deci mi se pare incredibil că încă mă surprinde faptul că după atâția ani, n-am reușit să procesez treaba asta, că oamenii chiar sunt convinși că singura ta viață sau singura viață a celor care postează pe YouTube sau a vedetelor este aia pe care o văd. Deci oamenii nu vor să înțeleagă că nu doar ce arăți pe cameră este viața ta și că viața ta implică mult mai multe lucruri și care s-ar putea să fie tragice de multe ori. Deci nu... Viața nu e doar ce vedeți pe ecran. După care vin alte tabere din astea și zic, păi dar nu trebuie să afișez lucrurile rele sau momentele rele sau momentele în care nu ți-e bine sau momentele în care nu te simți bine. Și stai și te întreb de ce Dumnezeu gândesc oamenii așa, pentru că, ok, înțeleg că voi ca privitori în momentul în care intrați pe un canal de YouTube n-aveți nevoie de ceva care să vă bage în depresie sau să vă supere sau să vă dea o stare proastă. Sunt perfect de acord cu chestia asta și sunt perfect de acord că nu toate lucrurile prin care treci sau toate dramele pe care le ai trebuie și expuse, însă sunt de asemenea de acord că trebuie la un moment dat să păstrezi un echilibru și nu poți să fii tot timpul happy și că e bine să le arăți oamenilor. Bă, n-am o zi bună. Eu am fost aspru criticat ani de zile pentru că vă spuneam chestia asta. Bă, nu am, am perioade în care nu mi-e bine, am perioade în care nu mă simt bine, am perioade în care se întâmplă lucruri nasoale. Nu vă zic ce în mod special, adică nu stau să mă plâng aici, să fac zidul plângerii, dar sunt perioade în care se întâmplă lucruri foarte nasoale și trebuie să trec prin ele sau peste ele sau să fac ceva. Și nu pot să joc constant teatru să zic, mi-e bine, uite ce viață spectaculoasă am eu. Nu, că dacă aș avea o viață spectaculoasă, probabil m-aș plictisi foarte tare în capul meu. Sunt oameni care se resping din străfundul inimii orice ar avea legătură cu o stare proastă, ceea ce mi se pare extrem de nedrept, pentru că toți oamenii trec prin asta și eu v-am spus de atâtea ori, de fiecare dată când s-a ivit discuția despre așa ceva, că cel mai bine în momentul în care ai o stare proastă este să o conștientizezi, să o simți, nu să o năbuși, pentru că cu cât o năbuși și cu cât încerci să te prefaci că nu există,
cu atât lucrurile se adâncesc, se devin mai grave, s-ar putea să refulezi într-un moment în care nu e bine sau nu o să-ți convină că ai refulat în momentul respectiv. Și chiar în momentul în care v-am întrebat pe Instagram de subiecte pe care le vreți în clipuri viitoare, mi-ați scris câteva despre mental health, adică despre sănătate mentală, lucru care nu se discută la noi, pentru că este tabu. La noi nu se vorbește despre chestia asta. La noi, noi suntem învățate, și în special ca femei, suntem învățate că dacă ai o zi proastă, ok, e problema ta, te duci și te ascunzi undeva și plângi acolo, după care nici măcar bărbatul nu are voie să te vadă că e supărată. Știți foarte bine că am mai avut discuția asta în niște clipuri în care vă povesteam eu de acele femei care încearcă să mimeze că sunt fericite chiar și în preajma bărbaților sau chiar și în mediul lor intim, în care ar trebui să se simtă libere să se exprime cum consideră ele de cuvință. Ceea ce nu mi se pare în regulă, pentru că o luăm pe câmpii grav cu toții dacă facem chestia asta. Și da, sunt și conștientă că nu multă lume vrea să discute despre treaba asta sau vrea să audă vorbindu-se despre treaba asta, dar am să încerc ca pe viitor să inserez lucruri de subiecte de legate de treaba asta în clipurile mele, pentru că consider că e important. E important să vorbim și despre anxietate și despre depresie și despre stări proaste și despre când îți vine să efectiv să-i crăp capul unuia, deși săracul n-are nicio vină, adică e pur și simplu un om care trece pe lângă tine pe stradă. Apropo, chiar zilele trecute am văzut pe unul care avea prioritate și n-a primit-o efectiv într-un sens giratoriu și s-a dat jos la cel care nu i-a dat prioritate să dă cu o bâtă de baseball și a început să se răzbune pe mașina aluia. Da? Astea sunt reacții care nu sunt naturale și nu sunt ok și care vin tocmai din ideea în care suntem mult prea stresați și mult prea concentrați să ne ascundem sentimentele. O altă întrebare a voastră a fost dacă am avut COVID și de aia am decis să iau pauză. Nu, n-am avut COVID. N-am avut de la începutul pandemiei și până acum n-am avut COVID, pentru că eu m-am ferit, fiindcă, da, nu știu exact cum aș reacționa în cazul în care m-aș putea infecta, așa că și n-aș fi avut o problemă să vă spun că am COVID, adică nu cred că m-ar fi deranjat să vă zic și nici pe voi nu cred că v-ar fi deranjat să vă aflați chestia asta. Ba din contră, dacă aș fi considerat că e un subiect din care ați fi putut trage niște sfaturi sau niște lucruri care să vă ajute, v-aș fi spus. Nu, n-am avut COVID, n-am nicio problemă în sensul ăsta. Acum, hai să vedem care e treaba cu canalul. Deci am schimbat canalul de YouTube, că iarăși este o discuție. M-am zis că clipul ăsta o să fie etern, da? O să aibă o eternitate. Bear with me. Care e treaba cu canalul? Dacă vă amintiți voi, mai ales cei care mi-ați citit newsletter-urile, apropo, abonați-vă la newsletter că revin și cu newsletter-urile și vă țin la curent când postez. Și vă ziceam eu în ultimele newsletter-uri, nu știu, unul, două, ultimele două, nu știu exact câte, v-am spus că am tot avut probleme cu vizualizările pe celălalt canal, că YouTube-ul îmi ștergea pur și simplu vizualizările. Ajungea clipul la 1000 de vizualizări și a doua zi când îi dădeam refresh îl vedeam la 500. Zic, mă, ce naiba se întâmplă? Și chestia asta s-a întâmplat la mai multe clipuri, nu la 1-2, și mi se întâmpla în mod special la clipurile noi postate, dar mi se întâmpla și la clipurile vechi. Tot vedeam așa că dispar din vizualizări, mi se zic, ce naiba se întâmplă, mă, zic, ce are? Și problema cu vizualizările este nu de glorie sau de wow, câtă lume se uită la mine. Nu asta e chestia, nu despre asta e vorba cu vizualizările. Este vorba că dacă nu ajungi la un anumit prag de vizualizări, YouTube-ul nu-ți recomandă clipurile și mai ales dacă se întâmplă chestia asta des, s-ar putea să nu mai ajungă clipurile în căsuța voastră de subscribe. Adică voi să fiți abonați la mine și să nu vă mai apară acolo de subscribe sau să vă apară ca și cum, nu știu, vă apare după 3 săptămâni un clip pe care l-am postat, știți? Sau vă apare jos de tot. E o nebunie întreagă cu YouTube-ul și cu toți algoritmii și toate tâmpenile pe care le fac acum. Mă scăia chestia asta și am discutat cu cei de la YouTube pe tema asta
cu vizualizările. De fapt, a început o discuție cumva cam pe la începutul lunii martie. A început o discuție cu cei de la YouTube, le-am dat mail și vorbesc de YouTube-ul mare din state, nu YouTube-ul românesc, YouTube-ul România, nu vorbesc cu ea, că după tipa pe care am avut-o la Beauty Vlogging School m-am lămurit, ce și cu YouTube România. Deci nu mai trebuie. Dar cu ea mare, le-am dat un mail că există o grămadă de opțiuni de a le da mail-uri și de a discuta și au început o discuție legată de vizualizări, legată de canalul meu, o discuție care s-a prelungit mult după ce am luat pauza, după ce efectiv m-am decis să iau pauza. La momentul la care am luat pauza, discuțiile cu cei de la YouTube n-aveau nicio treabă. Deci pauza mea n-a avut nicio legătură cu discuțiile cu cei de la YouTube. Da? Dar discutam despre vizualizări, pentru că oricât s-ar grăbi, nu pot să-mi răspundă imediat. Îmi răspund în 24 de ore, în 3 zile, depinde cum pot și ei să răspundă, adică nu-mi răspund imediat. Și discutam cu ei despre, prima dată am discutat despre treaba asta cu vizualizările și mi-a zis că este o chestie de algoritm, de platformă, de nu știu ce, că lucrează la treaba asta, că s-au plâns mulți YouTuberi și că nu stă în puterea lor, că așa e platforma, că la-la-la, și tot așa, știți? Adică au dat-o în bălării, ca să spunem pe românește. Și de acolo am început o discuție mai amplă cu o tipă despre canalul meu, care m-a direcționat către altă tipă, mă rog, asta e altă discuție, dar m-a direcționat către o altă tipă care mi-a făcut un fel de analiză a canalului și am constatat niște lucruri, de fapt mi-a confirmat niște lucruri pe care eu le știam deja, dar mi le-a confirmat și venind de la cineva din cadrul YouTube-ului, cumva asta mi-a întărit decizia de a schimba canalul. Ideea este că eu în canalul ăsta de foarte mult timp. Primul lucru prost pe care l-am făcut în momentul în care m-am apucat de YouTube a fost că aveam canalul deschis deja de un an de zile și eu nu postasem nimic. La momentul la care eu am deschis canalul de YouTube, nu existau algoritmi, nu exista monetizare, nu exista nimic. Deci, pare rău că n-am screenshot-uri de pe vremea aia să vedeți cum arăta YouTube-ul acolo unde încarci clipurile pe vremea aia și cum arată acum. Deci e o diferență totală, adică aveai chestia aia să spui, aveai căsuța unde spuneai titlu și descrierea, aveai un loc unde ți încărcai thumbnail-ul și ce mai aveai? Nu existau taguri, nu existau playlisturi. Deci eu am canalul de YouTube de pe vremea în care nici măcar nu existau playlisturi. Da, știu, sunt Tutankhamon. Și nu exista posibilitatea de a-ți programa clipurile, adică nu îl faci public acum sau nu îl faci public, cam astea erau singurele opțiuni. Între timp, YouTube-ul a evoluat, a devenit această mare platformă celebră pe care toată lumea o folosește, care acum se bate cu televiziunile și este așa o mare companie și o mare familie și s-a dezvoltat foarte mult și din punct de vedere tehnic și foarte multe din canalele astea vechi, făcute de pe vremea lui Tutankhamon, ca al meu, nu, cumva n-au mai fost luate în considerare, știți? Adică cumva au fost eliminate și mai ales dacă nu aveai un trafic constant sau dacă nu postai constant. Ori eu în primii ani de YouTube n-am postat constant. Postam și eu când îmi aduceam aminte sau când aveam chef sau când puteam să filmez, când aveam vreun subiect de filmat, când aveam loc de filmat. Dacă vă aduceți voi bine aminte, filmam într-un timp în camera mea aia întunecată, care acum e baia, by the way. Filmam în camera aia și acolo puteam să filmez numai când nu era mama acasă, că nu vroiam să mă aud aia când filmez. Și mă chinuiam, adică am avut multe pauze și pauze lungi, nu așa de o săptămână, două sau o lună. Am avut pauze de 6 luni, 7 luni. Lucruri care în timp s-au adăugat, adică YouTube-ul tot evoluând, văzând că în perioada respectivă când s-a schimbat algoritmul, canalul meu nu este activ, l-a dat deoparte și a trecut deoparte. Și asta mi-a afectat foarte tare, atât vizualizările, atât faptul că nu mai ajung clipurile la voi, că am primit cel puțin din ianuarie încoace primesc la mesaje, am primit la mesaje de m-am saturat, efectiv, nu mai puteam.
Câte mesaje am primit cu, dar tu nu mai postezi, dar ce s-a întâmplat de nu mai postezi, dar de ce nu mai văd clipurile tale? Deci în continuu primesc mesaje, mai ales pe Instagram, am mai găsit și pe Facebook unele vechi. Și culmea ironiei este că eu în ianuarie, știți că am postat o zi da, una nu, o zi da, una nu, în februarie la fel, am postat relativ constant. Și m-a enervat cumplit treaba asta și o întrebam pe aia de la YouTube ce aș putea să fac și am zicea că să fiu constantă, că nu știu ce, adică a încercat cumva să-mi sugereze că, bă, oricât ai încerca să faci canalul să meargă, având în vedere starea în care este din punct de vedere tehnic, în vizorul, în viziunea YouTube-ului, în viziunea companiei și a platformei efectiv, nu prea o să meargă. Și atunci am zis, ok, fac un alt canal, aia este. Whatever, mergem mai departe. Și multă lume mă întreabă acum dacă îmi pare rău. Băi, e un capitol, nu știu dacă îmi pare rău. Se încheie, adică am mers până în punctul ăla, a fost frumos până în punctul ăla cu canalul ăla. Acum merg cu canalul ăsta. Dacă o ieși bine, dacă nu iese iară bine, no problem. Atâta timp cât eu nu sunt legată de nicio companie, nu sunt legată de niciun brand, nu sunt legată de nicio colaborare, să zică, mamă, am renunțat la nu știu ce colaborare, ca să-ți vezi, vai, Doamne, nu e nimeni stăpân pe canalul meu, deși culmea ironiei este că au încercat mulți să se facă stăpân pe ceea ce postez, cum postez și ce fac eu. Mai subtil așa, nu direct, adică n-au venit să zică eu sunt stăpânul tău, dar trebuie să postez aia, fă aia, fă aia, fă aia și de când nu făceam cum vroiau ei, le săreau muștarul. Și da, ăsta e un alt subiect. Da, și am zis, ok, ce mă oprește? Nimic nu mă oprește să schimb canalul. Dacă cine vrea să mă urmărească, cum multe dintre voi ați spus de altfel, cine vrea să mă urmărească, bine oriunde, cum aș posta, adică nu e vorba de a ține de ceva anume. Și de ce am repostat clipurile din ianuarie? Pentru că nici nu vroiam să încep cu un canal de la zero, adică să fie gol-goluț, știți, să fie așa de spuiac în pielea lui Adam. În costumul lui Adam, nu pielea lui Adam, să fie în costumul lui Adam. N-am vrut neapărat, adică am vrut să am ceva. Am postat anul ăsta, chiar am postat clipuri foarte bune și sunt mândră de clipurile mele și credeți-mă că țin mult la clipurile alea și sunt clipuri pe care le voi folosi ca referință pe viitor și am zis mai bine să fie pe canalul ăsta. Cam astea au fost motivele pentru care am schimbat canalul și pentru care am decis că vreau să dau un refresh la toată treaba asta și să știți că chiar văd diferența, adică doar din clipurile astea pe care le-am repostat văd cum YouTube-ul pe nou canal reacționează altfel de cum încât reacționam înainte, adică văd notificările pe care le primesc și pe care înainte nu le primeam, deși aș fi trebuit să le primesc, văd o mulțime de lucruri care sunt diferite, adică se vede clar că era o problemă tehnică în spate cu canalul meu. Chiar și mă uitam în perioada aia când vorbeam cu tipa de la YouTube, mă uitam la mai multe fete care sunt mai vechi și de la noi și din afară și, de exemplu, mă uitam și la Laura Mușuroaia și ea are exact aceeași problemă. Laura fiind una din puținele youtuberițe care a început înaintea mea, ea era deja semi-cunoscută la momentul la care am început eu și are exact aceeași problemă. Adică nu vă imaginați că la 140 și ceva de mii de abonați pe cât are ea, e ok să ai 5.000 de vizualizări. Nu, e groaznic și bănuiesc că o deranjează treaba asta și este firesc să o deranjeze, dar asta vine tot din faptul că YouTube-ul tot așa i-a procesat canalul și probabil l-a trecut undeva pe linie moartă, știți? Pentru că nu e normal, adică nu e normal să existe discrepanța asta de vizualizări între numărul de abonați. Nu ai cum, nu e logic, adică n-ai avea de ce. Și Laura știu că muncește și mai ales mie mi se pare că în ultimii ani a evoluat foarte mult și chiar face clipuri mai bune ca niciodată, cel puțin din punctul meu de vedere, față de cum o știu eu de când am început și atunci făcea clipuri, dar atunci, mă rog, erau alte standarde. Dar acum mi se pare că face clipuri foarte bune și că n-ar avea sens să nu aibă vizualizări și ca oamenii să nu ajungă la clipurile ei, știți? Oamenii abonați la ea. N-ar avea sens, dar vine tot din treaba asta.
că ia iurea, adică ce vreau eu ca și creator de conținut în momentul în care fac ceva este să ajungă la voi. Nu mă interesează nici cine mă laudă, nu mă interesează nici concurența, nu mă interesează nici brandurile, nu mă interesează să gâdil pe nimeni. Știți foarte bine că nu-mi stă în fire chestia asta și știți foarte bine că nu e stilul meu, ci mă interesează așa să ajungă la voi. Ori în momentul în care din start am o piedică cu YouTube-ul sau platforma sau whatever ce-o fie, care mă împiedică să ajung la voi, e o problemă, știți, mă deranjează, pentru că eu nu stau să mă jelesc ca alții, că vai, mă trezesc la 4 să muncesc pentru YouTube, nu stau să mă jelesc, dar sunt foarte multe ore de muncă și sunt foarte multe zile de, în care amân alte lucruri și fac alte lucruri doar pe jumătate ca să fac YouTube și ca să fac lucrurile astea, pentru că îmi place foarte tare. Și sunt foarte multe ore băgate în treaba asta și în momentul în care pui ceva cu tot dragul pe internet și nu ajunge la voi, este enervant. Că zicea Eugenia, da, da, uite, eu, de exemplu, dau search. Da, da, câtă lume stă să dea search? Câtă lume are timp să dea search? Adică ți-e mult mai ușor când îți apare o notificare sau când îți apare clipul ăla la subscriber acolo, la cine te-ai abonat să vezi, îl vezi acolo. Adică câtă lume stă să facă chestia asta? Că poate nu avem toți timp să facem, să dăm tot timpul să căutăm, sau dacă eu sunt abonată la 150 de persoane, nu mi-aduc aminte de fiecare în parte când postează și să-i dau search să văd ce am mai postat, știți? Trebuie să apară o notificare, să apară undeva. Și este extrem de aiurea în momentul în care platforma spune piedici din astea. Noi am decis să trecem pe partea asta, să fim pe nou canal, de acum încolo postăm aici, hopefully it works, să spuneți și voi dacă de data asta primiți notificările și dacă vă apar clipurile în, acolo la subscribe, pentru că chiar sunt foarte curioasă să monitorizez treaba asta, că nu-mi displace YouTube-ul sub nicio formă, adică știu, mă repet, da, nu-mi displace, nu, din contră, pe măsură ce trece timpul îmi place tot mai tare, pentru că găsesc noi modalități de a face lucrurile astea, de a filma, de a pune lucrurile astea într-o anumită lumină, de a discuta anumite subiecte, de a aduce în discuție subiecte pe care alții nu le discută și așa mai departe, adică nu e vorba numai de munca fizică, care într-adevăr știu, nu se compară cu săpatul, nu se compară cu căratul de paleți, nu se compară cu muncile istovitoare grele pe care le fac cu unii, dar munca în sine este multă, dar pe lângă asta este foarte multă muncă mentală pe care o consumi gândindu-te, bă, da, ce filmez, cum filmez, ce cadre pun, cum mă îmbrac, ce poze fac, către ce fac trimitere, la ce să am grijă, ce public țintă am pentru clipul ăsta, cine vorbesc pentru asta, unde găsesc locații, unde găsesc anumite chestii, de unde iau recuzită, care sunt ghiurile cel mai bune din filmat, de filmat chestia asta. Și tot așa sunt foarte multe, adică numai mental cât te epuizează treaba asta. Și lumea se gândește, ce faci două poze? Da, da, pozele alea trebuie gândite, clipurile alea trebuie gândite. Foarte ușor să vii să dai cu bățul, știi, să zici, vreau mai multe documentare. Că chiar asta erau niște comentarii astea stupide pe care le-am primit la unele din clipuri. Ar trebui mai multă documentare, dar de unde știi tu că nu am documentare? Eu pot să zic cu mâna pe inimă că toate clipurile pe care le fac, vorbind de cele în care vă dau informații tehnice, că pentru un daily vlog ce de documentare să faci, adică, seriously, da, pentru ăla cu vitamina C, pentru ăla cu eleganța, pentru ăla cu acidul hialuronic, pentru ăla cu părul subțire, pentru ăla cu, nu știu, cu ce vreți voi, subiectele astea care presupun informație, fac documentare și nu o oră, două. Sunt de multe ori zile întregi pe care le petrec scriind și rescriind și făcând planul și asta așa, zic așa, așa, că chiar să plângea cineva că ar trebui mai multă documentare la, clipul cu vitamina C. Păi în 40 de minute am livrat atâtea informații despre vitamina C încât nu scos de la un dermatolog.
într-o singură sesiune atâtea informații. Și tu îmi zici mie mai multe documentare. E foarte simplu când stai acasă și rozi semințe și te uiți la unul și nu știi cum să-i dai în cap, să zici, fă mai multe documentare. A, că știi tu informațiile alea deja? Perfect! Înseamnă că ție nu ți se aplică clipul, înseamnă că se aplică altcuiva care nu știe informațiile alea. Dar să vii să faci un clip de 40 de minute cu informații super clare și puse cap la cap despre, nu știu, cazul de față, să zicem, vitamina C, nu e ușor. Adică nu imaginați că mi-a 5 minute de pregătire, de documentare. Că nu am clipuri pe care, la mine, cel puțin pe canalul meu, mă rog, ăla vechi, așa, sau în clipurile pe care le-am repostat aici, nu o să găsiți clipuri în care, pe care le puteți identifica cu alte clipuri din afară. Nu, clipurile mele sunt ale mele. A, că văd o idee la cineva, este altceva, dar trebuie adaptată, pentru că nu tot ce se întâmplă în afară se potrivește și în România. Dar la mine nu o să vedeți clipuri copiate unul la unul, traduse, de la cei din afară. Nu există clipuri în traduse de la cei din afară, cum sunt alte situații. Adică eu nu mă apuc să vorbesc despre orice subiect și mă duc, iau un clip din afară și îl traduc, că la ce să nu mai chinui eu. Nu așa se face treaba. Dacă chiar vrei să, dacă chiar ții la oamenii care te privesc și dacă chiar ții la lucrurile pe care le spui și de bine de rău, consider că mi-am creat o reputație de om care este sincer cu voi și care vă spune lucrurile așa cum sunt. A, că în clipurile cu vitamina C, de exemplu, sau cu ăla cu acidul hialuronic, au fost multe informații care nu v-au convenit unora, sau mă rog, vorbesc de ăia care îmi lăsau comentarii negative, da? Deci nu, așa. Nu le-au convenit anumite informații? Pentru că sunt îndobitociți în niște mituri pe care le-au auzit și le aplică după ureche, asta e partea a doua. Când nu-ți convine informația aia când auzi, când nu-ți convine informația că acidul hialuronic nu te scapă de riduri, cum crezi tu, dacă te dai pe față cu o cremă, asta e partea a doua, nu mai e problema mea. Deci aici nu mai e problema mea, e problema ta că nu, sau că tu nu înțelegi că vitamina C nu o să-ți scoată petele în 2 săptămâni de pe față și că trebuie să-l folosești ani de zile ca să vezi rezultate, asta nu mai e problema mea, că nu vrei să pricepi. Știți? Deci e vorba de percepția fiecăruia, dar asta nu înseamnă că clipurile mele n-au documentare sau că nu muncesc la clipuri. Și de-aia vreau să ajungă la voi, pentru că țin foarte tare la clipurile mele și țin foarte tare la ce vă prezint. Că aș putea să vin și eu să vorbesc de cai verzi pe pereți, oricând, dar știți că nu o fac, chiar și în TikTok-uri, când vin și fac TikTok-uri și vorbim despre un subiect, nu știu, habar n-am despre, nu știu, care a fost ultimul TikTok și ce am vorbit despre, nu mai țin minte exact, dar, nu știu, despre femeile ipocrite. Și atunci vin și stau și mă gândesc și analizez perspective și caut impresii și caut idei și încerc să văd care este viziunea voastră și așa mai departe. Și de-abia după aia fac clipul ăla, nu vin și-l trândesc așa că astăzi, azi e joi, hai să trândesc și eu un clip, adică să zic că am bifat ziua de joi. Nu merge așa. Și da, astea zi fise, vine o serie de clipuri în mai, în care o să postez o dată la 2 zile și mi-a face mare plăcere dacă v-ați abona și dacă ați fi aici alături de mine pe parcursul lunii mai. După cum vedeți, s-au schimbat lucrurile în spatele meu. Nu vor rămâne așa, dar sunt în proces de schimbare. O să vă explic și asta în curând. O altă mențiune ar fi că cei care mă urmăriți pe Instagram, că apropo, de pe Instagram nu am luat pauză decât câteva zile, adică n-am lipsit foarte mult de pe Instagram, acolo am fost prezentă constant, de aia e bine să mă urmăriți și acolo. O altă chestie, dacă n-ați auzit-o pe Instagram, mi-a dispărut Miti, diva mea frumoasă, a dispărut. Nu știu să vă zic exact, adică nu știu concret să vă zic ce a pățit, dar așa am toate teoriile, nici am toate bănuielile din lume și sunt îndreptate într-o singură direcție, că numai acolo se ducea. Și numai acolo puteau să se întâmple anumite lucruri. Și da, din păcate a dispărut. Veți vedea niște daily vloguri în care am filmat-o, dar să știți că nu s-a întors, ci pur și simplu sunt filmate înainte să dispară. Și da, un alt anunț ar fi că reluăm daily vlogurile, probabil nu atât de dese cum erau înainte, dar vor mai veni și daily vloguri. Și bănuiesc că este absolut kilometric clipul ăsta, așa că am să vă las pentru astăzi, cu atât.
Vă mulțumesc dacă v-ați uitat și dacă sunteți aici cu mine, dați un like și un share la clipul ăsta ca să știe toată lumea că m-am întors și că postez aici pe canalul nou. Vă pup și vă iubesc și vă aștept pe 3 un clip nou. Ciao!